laborator pe fabricație digitală, Smart Factory. Primul laborator de acest gen l-a avut acum 3 ani la Politehnica București. Atunci am spus domnului rector, zic eu îmi doresc așa ceva și cum s-a evit ocazia de produs în ce modele, am zis că o facem. Fiindcă astăzi automatizarea și robotica definesc industria nouă. De fapt, în Occident deja există conceptul industrie 5.0, dar noi implementăm 4.0. Ca așa o introducere, industria prim 1.0 a fost când au fost introduse cu asamblarea în serie, conveyor. După care industria 2.0 deja cu niște automatizări, 3.0 robotizare, dar fiecare robot lucra individual. Industria 4.0 spune că avem un flux continuu, robot colaborativ, stații care comunică una cu cealaltă, astfel încât inclusiv poți urmări tot procesul de fabricație, obții date în timp real, poți să faci tracking-ul la fiecare piesă, mai mult decât atât, de exemplu, dacă la o anumită stație se oprește procesul, celelalte stații până la nu stau în zona de așteptare, se deconectează, de ce? Ca să-i compensească energie, ca un exemplu. De asemenea, sunt studiate și concepte gen internetul industriei, cum este internetul lucrurilor, deja vorbim despre internetul industriilor. De asemenea, astfel de stații se conectează și la 5G, deci obții date în format real foarte rapid. Și în afară de asta și concepte gen securitatea informației în industrie. Fiindcă deja aceasta este o infrastructură critică și trebuie să te asiguri că nu există vulnerabilități pe fiecare sensor și fiecare device. O să vă arătăm. Deci, e o simulare a unui proces industrial cu câteva stații în care sunt executate diverse instrucțiuni. Ele toate colaborează una cu alta. Studenții inclusiv vor programa toate aceste stații, vor analiza toate controlerele. Dacă este cineva... Este Oleg. Explică, te rog, așa, pe scurt, ce face. Experimentul dat este cam în 5 părți modulare, care pot funcționa ca și un țapă de lucru unic sau ca și fiecare parte. Deci, prima stație este stația de stocare a paletelor pentru o piesă. Mai departe, fiecare stație este pusă pentru stocarea anumitelor detaliilor pentru a realiza ansamblarea pentru... Deci pot să vă pun în funcționare chiar în automatică. De aici, de panoul cel mai, doar pentru că comandă. Dar pentru asta trebuie să punem în mod automatic. Și de aici să creăm VM un portal. Aici, deja, noi putem digital să arătăm ce piesă va funcționa. Sima 2 sau 3, care o să pune un profil bun. Punem două piese, dăm conflict. Dacă vedeți aici pe conveyor, deja către senzor se absorbe pe paletul și mai departe, el se duce la asamblare pe etaj. La fiecare senzor, asta este un punct de control la mișcării paletului de familie. Deci când vine paletul la brațul robotic, deja vine în funcție brațul robotic și manipularea detaliilor pe care va paletul. Da, inclusiv, apoi vor învăța și cum să proiecteze stabilit, cum să asemblăze din diverse module. Aici sunt câteva funcționalități de bază și studiază principiile. Deci interacțiunea, sensori, partea de robotică, partea de programare, partea de comunicare de date, de crearea unui flux continuu tehnologic. Păi, în primul rând, automat. Dar în principiul automat sunt studiate și cei la robot, care nu și-au viață în robot, care au diferit de robot, care și cei la securitate informații vor studia cum să protejeze și care sunt bune abilități, bune smart card, care sunt bune abilități, bune internet și posibil. Și în partea asta, la noi e stația și... Asta e la CIM, care mai avem și la Facultatea de Inginerie Industrială și Transportul, la program de studiare și mondiale, tehnologie digitală în fabricație. Și putem să de acolo, de asemenea, am vor trece prin cursurile și formările. Mai mult decât atât, este cerere din partea industriei. Deci vor face și formare continuă pentru firme, companii, care vor să facă perfecționarea în partea lor, să schimbe la ce vor gândi și noi.
să fim echipate cu un livrador, vom avea ceva putere de format continuu, că ei nu se fac ceva. Este 420 de mii. În afară de asta, parte faină că această stație, mai avem altă stație, vine împreună și cu mediul virtual de simulare. Deci, inițial, studenții învață să verifică un modul separat în mediul virtual, după care mediul combinat și unul deja trec și partea de realitate adevărată. În modul de atât poți face un concept acum twinning enterprise, twinning production. Deci, în lumea virtuală creezi, modelezi o fabrică, vezi cum merg, ca pe urmă deja, după simulările toate, să treci și exact. Poți face atelier prim. Era foarte teoretizată și credeam că componente. De exemplu, sigur că toate elementele astea de robotică sau de sensori erau studiate separat și sunt obiecte separate. De exemplu, partea de Internet of Things, deci programare incorporată sau partea de electronică. Toate erau predate separat și la cursul de automatizare se explicau concepte teoretice și cu niște elemente practice, dar pe echipamente de. Acum avem o fabrică modernă, Smart Factory, care chiar o să... Urmează acum să vină și partea de formări. Deci au fost făcute câteva formări când au livrat echipamentul și acum este s-a făcut deja. Noi facem evaluare. Evaluarea ofertelor, deci atunci să vină deja o companie care va fi selectată și va face formări și pentru profesori și pentru studenți. De asemenea, noi avem alte achiziție pe partea de modernizare a curriculumului și programului care pot separat. Și mai departe finalizat inclusiv și cu un robot. Aici e altă chestie, super faină. E, aș spune, un Lego de higher education. Deci arată ca un Lego, dar de fapt e foarte fancy, parte de electronică și iarăși poți modela diverse fabrici, diverse stiluri. Partea asta chiar e mai bună. De ce? Pentru că poți să reconstruiești independent stațiile alea de acolo, poți face chestia absolut. Deci un e un robotics pentru și de asemenea sunt venit și alte standuri. Asta ține de parte de sustenabilitate, deci cum să analizeze consumul de energie și cum să optimizeze consumul energetic într-o fabrică. Din alt proiect avem și robot colaborativ. Deci aici pasul a fost format în centru de industrie la 40 de euro. Când este finanțarea complementară? Sunt de la